Bună ziua, dragi elevi, dragi profesori, dragi viitori de carte. Nu risc, spunând că România citește, o demonstrație este prezența voastră astăzi în bibliotecă. România citește. E un proiect care a fost inițiat de Aura Christi, de un grup de la Contemporanul, o revistă dintre cele mai vechi din România. Și cred că este un pariu pe care cei inițiatorii l-au pus cu societatea românească. Ne cerem sau predătăm scuze pentru faptul că nu avem suficiente scaune în bibliotecă astăzi. E o explicație simplă. Am dat aproape toate scaunele de aici la Festivalul de Teatru din Piatra Neamț. Asta demonstrează că în Piatra Neamț acum sunt evenimente marcante în ceea ce privește cultura, în ceea ce privește evenimentul cultural. Și m-am bucurat toate serile trecute când am văzut că și sala teatrului era arhiplină la spectacole. E semn că lumea, dincolo de crizele de care se vorbește la televizor, lumea merge în pas natural, normal. Nu ne putem îndepărta de cultură, nu ne putem îndepărta de literatură. Dacă ne îndepărtăm, ne îndepărtăm de noi înșine. Îmi pregătisem un cuvânt pe care vreau să vi-l citesc despre cuvânt, despre carte, despre bibliotecă. Este foarte scurt, am să vi-l spun de altfel. La început a fost cuvântul, apoi a fost propoziția, după propoziția a fost fraza, normal, omul a încercat să-și complice propriul suflet. După frază a venit firesc cartea. Cartea a apărut ca efect al efortului omului de a-și aduna un complex sau o viață între două coperți. Apoi a fost biblioteca, cea care l-a pus pe om în relație cu Universul, care l-a situat într-un fel în centrul Universului. Când ești într-o bibliotecă și conștientizezi că ești într-o bibliotecă, ești cu adevărat în centrul Universului. Borges spunea că îmi imaginez paradisul ca un fel de bibliotecă. Iar Platon, mult mai înainte, spunea că o casă care are în interiorul său o bibliotecă are suflet. Putem duce mai departe ideea să spunem că un oraș care are o bibliotecă publică impresionantă are suflet, cum un spațiu, cum este cel al Neamțului, care are peste 100 de biblioteci publice, este un ținut cu suflet. Când întemeiezi biblioteci, când îngrijești biblioteci, pregătești hambare publice, strângi rezerve menite să preîntâmpină o iarnă a spiritului, spunea Iursenar, Marguerite Iursenar, în memoria lui Adrian. Vorbim despre crize azi, la noi și aiure. Criza istoriei și criza de identitate. Toate sunt efectul faptului că omul a încercat, la un moment dat, să trăiască în afara bibliotecii. Când abandonezi biblioteca, rup relația cu Universul, rup relația cu propriul mediu, rup relația cu tine însuți și cu Dumnezeu. Și rătăcești, devii străin în propria lume. Teroriștii nu pleacă în acțiunile lor destructive din bibliotecă, ci din grote. Intoleranții nu își gândesc sistemul lor de valori în bibliotecă, ci în mediul primitivității. Există de altfel destule butade care au în miezul lor imperativitatea lecturii. Spune-mi ce citești ca să spun cine ești, spune-mi cât citești ca să spun cine ești. În afara bibliotecii nu avem identitate, în afara bibliotecii nu avem istorie, în afara bibliotecii nu avem politică, în afara bibliotecii nici geografia nu mai e așa de sigură. Spunea un scriitor sud-american că în afara culturii și în afara bibliotecii susținem că suntem o țară, dar nu suntem decât un peisaj. De asta aduc în discuție și un fragment din rugăciunea cititorului în viziunea lui Gaston Bachelard, care spune așa: dimineața, în fața cărților strânse pe masă, te rugăm pe tine, Dumnezeul cărturarilor, foamea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă și astăzi. Îl rog mai departe pe Emil Nicolae, scriitorul Emil Nicolae, să ne vorbească despre lectură și imperativitatea lecturii. Să rămâne lui Doamnă, Aura Christi, bine ați venit la Piatra Neamț. Bună ziua, vă spun la toată. Din ce ne-a spus Adrian mai devreme, înțeleg că suntem o rezervație. Suntem o zonă privilegiată din punctul de vedere al lecturii, pentru că eu citeam recent
un studiu publicat chiar pe site-ul Ministerului Culturii, că au dispărut vreo 2000 de biblioteci din România în ultimii 10 ani. Dacă neamțele continuă să existe, e minunat. Ce înseamnă un om citit? Sau un om care citește? Citim obligați la școală, ca voi. Citim noi, că de o viață așa am crescut, între cărți. Dar e destul de confuz fenomenul, ca să nu spun misterios. Mă uit în jur, când merg pe stradă, și încerc să-mi dau seama, după atitudinea, comportamentul, gestica, mesajul trupului oamenilor pe care îi întâlnesc, încerc să-mi dau seama dacă citesc sau nu citesc, sau ce citesc. Vreau să vă spun că am constatat, chiar dacă pare retrogradă teoria mea și trimite la personaje condamnate de istorie, unor fi în proză, de pildă, vreau să vă spun că lectura schimbă fizionomia. Îți dai seama când ai în față un om care citește, că poți intra cu el în dialog, empatia funcționează, găsești puncte comune de comunicare și îți dai seama că trebuie să taci și să ocolești. Cel puțin eu așa m-am obișnuit. Când mulți îmi spun de ce stai deoparte, de ce nu te amesteci, de ce nu te bagi în grupuri, găști, etc. Acolo e riscul de a te întâlni cu oameni care nu citesc sau care se prefac că citesc. Asta vreau să vă spun. La ce folosește lectura? Suntem în vremurile în care trebuie să alegem tranșant, să depășim teoria, filozofia hermeneutică și să alegem pe bune între a fi și a avea. Toată lumea e preocupată să aibă. Eu caut în jurul meu oamenii care vor să fie. Și în acest statut al ființii, lectura are rolul ei. Și o să vă dau un exemplu. Vedeți că suntem cu niște cărți pe masă, simbolic. În curând ele vor căpăta și glas și consistență. Dar în același timp știu că, de pildă, fabricile de mobilă astăzi au scos din așa-numitele garnituri, sufragerie, bibliotecă. O să găsiți mese, o să găsiți scaune, etc. Biblioteca nu mai e acolo. Sigur că poate fi înlocuită cu, a fost înlocuită cu tableta, cu PC-ul, toate lucrurile astea, care dau și ele iluzia lecturii. Din punctul meu de vedere, și asta e, ușor conservator, pentru mine lectura înseamnă hârtie în fața ochilor și în mână. Pot să mă informez, folosesc PC-ul, ok, toate lucrurile astea sunt obiceiurile tehnice folositoare, dar nu accept să fiu manipulat și să mă las în voia lor. Închid când am timp și iau în mână o carte. Vreau să vă spun că a fost demonstrat, că nu mă credeți pe mine, chiar științific. Faptul că există un spațiu foarte mic, psihologic, mic ca timp, la întorsul paginii, există o reflexie de o fracțiune de secundă. Când memoria funcționează, inconștient aproape, pe paginile de carte, pe frază, pe trecerea de la o pagina la alta, de la un rând la altul, fără să ne dăm seama. Și ăsta este rolul lecturii reflexive. Eu cred că ea se poate face pe carte, doar. Lectură tranzitivă, adică ne informăm, trecem în revistă, apăsăm un site, altul, Facebook, etc. Ok, alea sunt de consum și perisabile. Nu ne influențează cu nimic, sau eventual ne influențează în
negativ în rău. Deci eu asta susțin, lectura pe fila de carte. Până la urmă, Adrian, ce va fi o bibliotecă fără cărți? Doar cu memorie electronică? Va fi un institut, nu știu cum să o numească. Deci despre asta vorbim, de aceea suntem în bibliotecă. Și pentru că doamna Laura Cristi este aici, scoate o revistă și pe hârtie. Pe hârtie, cred, în primul rând, și cărțile sunt pe hârtie. Îi dau dumneavoastră microfonul. Mulțumesc, Emil Nicolae. Mă bucur că suntem mulți la această adunare. Suntem ca o confrerie, ca oameni care știu ce vor, știu ce e cu ei. Profesorii voștri, și salut acum pe cei pe care îi cunosc, vă spun mereu că în afara lecturii nu există evoluție. Nu s-a inventat, mă repet, niciun alt mod de a deveni deștept pe lumea asta decât prin lectură. Nu există altul. Nu s-a inventat o pilulă, o pastilă. Nu există o injecție, un vaccin care să vă facă deștepți. Încă nu există. Dacă vreți să fiți deștepți, să citiți. Ăsta e secretul pe care noi îl împărtășim toți cei care suntem aici și care știm lucrul ăsta mai mult decât cei care trec pe stradă acum și sunt indiferenți la acest lucru. De asta, dacă vreți să fiți de partea bună a lucrurilor, citiți. Dacă nu, puteți trăi oricum. Deci se poate trăi și la arvar, se poate trăi și în mediile înalte, dar nu se poate ajunge la voi înșivă, în primul rând, decât prin lectură. Societatea Românească v-a oferit în ultima vreme modele, sau mai mult zis, contramodele, care au făcut așa demonstrații enorm că puteți deveni extraordinar de importanți, ne făcând carte, studii și așa mai departe. Dar în același timp, dacă vă uitați bine pe canalele televizorilor, aceiași care acum câțiva ani străluceau la modul artificial, evident, în spațiul public, toți acum, fie li se retrag doctoratele, fie sunt blamați, fie sunt la DNA, fie sunt în închisori, așa că situați-vă de partea bună a lucrurilor și veți fi oameni care contați în societate. Avem astăzi la Piatra Neamț un oaspet rar, un scriitor adevărat. De altfel, noi am încercat să propunem în bibliotecă, în ultima vreme, ideea de model cultural. Laura Cristi, poet, romancier, eseist, publicist și traducător român. S-a născut la Chișinău, la 12 ianuarie 1967. S-a stabilit în România, unde, de altfel, destinul ei de scriitor s-a împlinit pe toate planurile. Are foarte multe cărți de poezie, multe romane, are un ciclu de romane, parte într-o tetralogie, foarte multe eseuri, bun traducător, un om care arde continuu și constant pentru literatură. Este un foarte bun redactor de reviste literare, de altfel. Revista Contemporanul este un model în acest sens. Eu am extras aici mai multe lucruri despre literatură spuse de ea, rețin unul, scriu de altfel și în somn, acolo în apele de nevăzut ale visului, printre scoici și pești colorați, printre alge, vedenii, meduze și vii, fantome, scriu ușor, textul curge, iar eu nu mai revin niciodată la pagina scrisă. Asta o spune Laura Cristi. Bine ai venit la Piatra Neamț, Laura Cristi, și te rog frumos să ai văzut acum Piatra Neamț, ai văzut o mănăstire din preajmă, vezi publicul care citește Piatra Neamț și noi să știi că suntem pe un onorant loc 3-4 în ceea ce privește modul în care tinerii caută biblioteca la nivel național și ne mândrim cu asta, ei de altfel se mândresc cu asta. În primul rând, care este prima impresie despre Piatra Neamț?
Piatra Neamțu, înainte îi mulțumesc lui Adrian, Adriana lui Gheorghe, care este unul dintre cei mai buni poeți din România, e un mare poet. E un prieten, are vocația prieteniei și o să vă spun un lucru pe care dumneavoastră îl știți, pentru că realitatea este construită astfel încât uneori văzând un om zi de zi, nu realizezi în întregime ce este el. Poate îl vezi într-o altă lumină, te obișnuiești cu prezența lui zilnică și uiți să-i zâmbești cum se cuvine, uiți cine este sau alții nu află niciodată. Adriana lui Gheorghe are o vocație a prieteniei foarte puternică, care nu se împiedică în lucrul în care se împiedică multe lucruri în România. Nici moarte nu se împiedică. Și acest lucru s-a văzut din, nu numai din fapt, din modul în care îngrijește revista Conta, are grijă de bibliotecă, ne-a făcut un tur al întregii biblioteci ca să ne arate ce este, ce există, cum a fost digitalizată colecția ziarului Timpul, a tratat cu foarte multă grijă perioada Eminescu, cum sunt tratați scriitorii în Piatra Neamț, într-o țară unde scriitorii aproape că au dispărut în întregime de pe ecranele televizoarelor, aici în bibliotecă la dumneavoastră am văzut pereți acoperiți în întregime cu fotografii, cu imagini, cu scriitori. Într-o țară în care unii dintre colegi te uită a doua zi sau te salută sau traversează strada când te vede și mai grav, Adriana lui Gheorghe, după mulți ani în care Aurel Dumitrașcu a fost dus de un popor de îngeri la dreapta Domnului, editează cu foarte mare grijă, cu evlavie, tot ce ne-a lăsat acest poet, pe care îngerii l-au luat mult prea devreme acasă, în rai. Prima întrebare pe care mi-a pus-o Adrian, un vechi prieten, cred că ne-am cunoscut în 1993 la Botoșani. Eu eram o puștoaică, cum sper am rămas și acum, ca și voi. Celul Dorian mă descria ca pe un copil, sper că a rămas acel copil viu și acum în mine, ca și în voi. Pentru că atâta vreme cât protejăm această oază, suntem vii. Și ce este viul dacă nu condiția obligatorie de a discuta cu Dumnezeu? Prima întrebare pe care mi-a pus-o, Aura, ce facem? Mâncăm sau mergem la mănăstire? Zic, la mănăstire cu noi. Am văzut o mănăstire, ce noroc uriaș aveți. Nu bănuiți ce noroc uriaș aveți. Trăiți printre fantomele extrem de vii ale unor uriașe personalități, al căror sânge euharistic ține în viață această națiune. Ne-a dus cu mașina lui, șofează formidabil, trăgeam cu ochiul, pentru că în curând o să redevin și eu șofer. Ne-a dus la mănăstirea Bistrița, ne-am închinat la icoane, la icoana făcătoare de minunea Sfintei Maria și a mamei ei, Sfânta Ana. Ne-am închinat la mormântul lui Alexandru cel Bun, una dintre cele mai vechi mănăstiri din țara românească, care a fost ctitorită la 1361. Este o bibliotecă ambulantă. 97, scuze. Este o bibliotecă ambulantă și mi-a dat mărturia, dovada vie a faptului că cei care cred în vechimea civilizației vechiului regat getic, dar cărui teritoriu se află România de astăzi, vor câștiga. S-a demonstrat nu de mult, am văzut un film documentar care mi-a emoționat până la lacrimi. Un film documentar în care profesori universitari, în primul rând străini,
Pentru că atunci când dai mărturie despre vechimea ta, când vorbești despre tine însuți, ești foarte puțin credibil, ești mult mai credibil când vorbești despre ceilalți. Puțin dintre oameni știu acest lucru. Deci, profesori universitari au adus dovada faptului că acele inscripții, acele artefacte găsite pe malul Mureșului, la Tărtereni, datează de acum 8.000 de ani, ceea ce înseamnă că cea mai veche scriere de pe Pământ, de pe glob, n-a apărut la anul 3500 în civilizația numită sumeriană, ci aici, în estul Europei, în una dintre cele mai frumoase țări ale lumii, inima mea mă corectează și îmi spune că e cea mai frumoasă, cea mai bogată, cu oameni frumoși, cu tineri care aleargă la bibliotecă ca să vadă niște poeți, se audă vorbind despre lectură, despre carte, despre prietenie, despre vocație, despre mănăstiri, despre biserici, despre credință. Tot Adrian mi-a atras atenția asupra unui lucru și mi-a bucurat inima asupra credinței acestei națiuni, care este una dintre cele mai vechi și cele mai puternice. O spuneam și la televiziunea Trinitas, invitată fiind la emisiunea Credință și Cultură azi, avându-l ca moderator pe un excelent tânăr, foarte bine informat și cu caracter, ceea ce este mai rar astăzi, Vasile Bănescu, spuneam, n-ați remarcat că în România se construiesc tot mai multe și mai multe biserici? Despre ce anume vorbește acest amănunt? Despre faptul că credința acestui popor și speranța acestui popor în mai bine n-a murit, nu moare și nu va muri niciodată. În ultimii ani și profesorii dumneavoastră, care sunt oameni cu un suflet luminos, senin și încearcă să vă întoarcă cu fața spre carte, s-a vorbit foarte mult despre brâncoveni, despre Sfinții Brâncoveni, despre martiriul lor, în primul rând. Foarte puțini au spus că, făcându-și, vorbind în limbajul de astăzi, făcându-și așa zisa declarație de avere, ce credeți că a trecut Constantin Brâncoveanu? A restaurat 70 de biserici, a construit altele peste 60 și le-a dotat cu literatură, cu carte. Ce este cartea? Cartea înseamnă credință, cartea înseamnă iubire, lumină, speranță. Ai o relație extrem de strânsă cu cartea, dacă un prieten, un iubit, o iubită te poate trăda, te poate înșela, cartea nu o să facă niciodată acest lucru. Te va aștepta cu minte pe raft. Eventual va aduna nemângâiată, nealintată fiind, va aduna puțin praf pe ea. Și te va aștepta exact la pagina la care ai lăsat-o. I-am admirat pe colegii mei care vorbeau cu tandrețe despre carte. Să știți că la începutul acestui proiect a stat o statistică care pe mine și pe colegii mei de la Contemporanul, de la editurile adiacente, pe domnul Nicolae Breban, pe Andrei Potlog, pe Adrian Preda, Florina Floare, e o echipă în spatele acestor proiecte, în spatele revistei, ne-a pus pe gânduri, pe mine m-am furiat. Și pentru că la furie sunt un om, devin un om extrem de calm și devin eficient, zic, nu se poate. Apărem chiar, domnilor, am ajuns noi leagănul civilizației europene, una, deci locul în care a apărut prima scriere atestată și demonstrată, am ajuns în coada Europei și la lectura alături de culmea greci. Nu se poate, inadmisibil. Deci figurăm la capitolul lectura alături de greci pe ultimul loc, la capitolul analfabetism, locuri de frunte, sunt, câte am citit, conform unor surse, 14% sunt analfabeți,
24% dintre români sunt inapți de a pătrunde, din punct de vedere științific, un text. Zic, nu cred. Pe asta nu cred și pe asta. Probabil, România a fost atât de tare sărăcită de multinaționale, în primul rând, și nu le spun numele, nu le fac această onoare, pentru că fiecare dintre dumneavoastră văd ce facturi plătesc părinții dumneavoastră și văd pe acele facturi firmele care ne... Cum să zic eu, ca să fiu elegantă? Firmele care nu mai vor să plece de la noi și vor pleca, o să vedeți. Zic, nu se poate. Nu se poate să fim în coadă. Ne-au sărăcit foarte mult și atunci, probabil prețul cărții fiind încărcat de multele obligații, tipar și așa mai departe, și așa mai departe, suntem printre oameni de meserie și știu despre ce este vorba, nu mai au acces la ele. Și da, ne convingem împreună cu echipa noastră care am devenit, ne împărțim timpul între plecat, dat la tipar, citit și așa mai departe și așa mai departe și seli arhipline, unde cărțile, scoțându-le se rabatul, acel rabat de 35-40% se vând ca pâinea caldă, unde suntem recunoscuți, deși rare ori apărăm la televizor, spre deosebire de scritorii promovați de sistem, unde citim poezie, unde ne atingem unei pe alții, unde ne iubim unii pe alții, pentru că în mod sigur o să vă visez și pentru că în mod sigur voi scrie despre dumneavoastră și pentru că absolut tot ce se întâmplă aici va fi promovat de echipa de la Contemporanul și de echipa care și ea e de șoc, de la Biblioteca Chirilea. Nu părăsiți cartea. Nu părăsiți cartea și știu că nu o veți părăsi. Am fost și în medii unde vorbeați despre medii. Uitându-mă la dumneavoastră, știu exact cine aproape ce citește. După felul în care un om răsfăiește o carte, pot spune când a deschis ultima carte. Pentru că Dumnezeu m-a iubit, m-a ținut în palme și m-a întârziat între cărți. Pentru mine cărțile au suflet, așa cum totul în jur are suflet. Și arborii și oamenii. Și cățelul care a fost lovit pe stradă și bătrânul care a fost părăsit, înjurat, atacat de propriul copil. Și copilul abandonat la maternitate de mama lui. Totul în jur are suflet. Și iarba îngrijită, și cartea uitată sau aruncată pe foc. Să știți că putem vorbi până mâine dimineață. Pentru că sunteți dragi, sunteți foarte deschiși și vă mulțumesc că ați venit. Aura Cristi pentru acest demers pentru carte. De fapt, noi vorbim aici între cunoscători și voi sunteți la fel de cunoscători că e nevoie de carte, că nu putem trăi în afara cărții. Spunea domnul Emil Nicolae mai înainte că am putea oare să avem o bibliotecă fără cărți? Americanii au încercat lucrul ăsta. Acum vreo 15 ani, când a apărut formula sau cartea în format digitizat, s-a spus în America moarte bibliotecilor. Pentru că ea, biblioteca, va fi toată pe un computer în care poți aduni câteva milioane de cărți și acel computer te hrănești din el constant. Furia a trecut repede, s-a stabilizat acel procent al cărții în format electronic undeva pe la 7-8%, cartea pe suport de hârtie a rămas mai departe. Deci e un lucru stabilit. Dincolo de asta, este nedreaptă clasificarea românilor pe un ultim loc la lectură în Europa. Este nefiresc. Este o explicație aici. În perioada comunistă, în România,
Fiecare casă, fiecare familie și-a făcut propria bibliotecă. Cititorul din propria bibliotecă nu este monitorizat în acest context european. Nu cred că este casă de român, casă în România, care să nu aibă o bibliotecă. Chiar dacă acum este un fenomen, primim foarte multe biblioteci personale, vin la biblioteca noastră, noi le preluăm și le redistribuim la bibliotecile comunale. Ideea este că în Europa procentul este undeva la 90% de cititori, România este cam la, în același procent. Adrian, dacă îmi permit să intervin, iartă-mă că te întrerup, eu cred că, exact ca tine, cred că aceste statistici mint. Nu știu, eu nu sunt adeptul scenaritelor, nu știu, n-am reflexe paranoiace, dar totuși, evidența îmi sugerează următorul lucru, dragii mei. Cineva, nu știu ce instanță, poate e o întâmplare, poate e vorba de un set de coincidențe. Dar totuși, sunt prea multe coincidențe puse alături și stau exact ca peștii ăia dați de pomană, foarte bine, foarte bine aliniate. Și m-am întrebat nouă dată, o fi românii, or fi ei, națiunea română, noi românii, om fi cei mai analfabeți, cei mai leneși, cei mai corupți, cei mai lași. Și dacă luăm pe capitole, exact pe categorii, pe aceste, cum să le zic, etichete care se lipesc abuziv și sunt promovate pe absolut toate canalele media, cu foarte vagi, mici, insignifiate excepții, cum să fim lași? Păi, dragii mei, am terminat de curând o carte, Din infern cu dragoste se numește, despre țara mea, despre papucul sovietic sub care am crescut cu toți. Noi, cei din Basarabia direct, pentru că eram republică sovietică socialistă. Voi, la fel de direct, cu deosebirea că nu erați numiți direct. Noi fiind, având același sânge, a spus-o și Eminescu, suntem români și punctul. Numai între 1940 și 54 în Basarabia, din Basarabia, au fost duși în lagărele de concentrare staliniste și au murit 740 de români din motive politice. Se opuneau regimului sovietic. Voiau acasă, în România. Este exact echivalentul sau apropiată această cifră de 740.000 de numărul victimilor României mari, 800.000, cel de-al doilea război mondial. Nu vă supărați cum să fie lași un asemenea popor. Și asemenea cifre pot fi aduse și referitor la modul în care au reacționat românii la jugul tătarilor, turcilor, austromaghiarilor și așa mai departe și așa mai departe. Cum se vorbește despre lașitatea poporului român dacă a existat o mișcare de rezistență uriașă în timpul lui Ceaușescu, în timpul dictaturii? Referitor la un capitol, referitor la lectură, să zicem, alea sunt cifre. Poate și alea sunt inexacte. Ce am spus până acum, referitor la lașitate. Păi cum să vorbești de procente, când uitați-vă ce e în fața noastră? Cum să vorbești de analfabetism în România? Analfabetism care atinge proporții inimaginabile. Chiar dacă s-au închis alea 2000 de biblioteci, eu sunt sigură că se va citi. Chiar dacă sub regimul trecut s-au închis spitale de nebuni pentru că nu erau rentabile. Chiar dacă s-au închis zeci, sute de spitale, chiar dacă s-au tăiat salarii, românii au continuat să citească. Absolut. Ideea este așa. E un studiu apărut în Franța recent, eu l-am citit, despre noul analfabetism. Și acolo e teoretizat, e un tip, Pasei, îl cheamă pe autor,
nou analfabetism nu mai e vechiul analfabetism. Analfabeti sunt azi nu cei care nu știu să citească, ci cei care nu știu ce să citească. Pentru că, până la urmă, cărțile bune se ascund între cărți, într-o mare de cărți, nu întotdeauna bune, ca să nu spun mai rău. Sunt foarte multe cărți care sunt toxice, cărțile trebuie mânuite, ei, aici intervine școala, aici intervine educația. Eu am un grup de studenți cu care lucrez, predau estetică și le dau la începutul anului o listă cu 20 de cărți pe care ar trebui să le ia pe o insulă pustie, ca să poată rezista, să poată supraviețui acolo. Ei, după ce citesc cele 20 de cărți într-un an, sunt, așa cum spunea și Emil Nicolae, sunt modificați. Îi vezi că sunt altfel. De asta e foarte important să fiți ghidați în această mare de cărți. Ceea ce vedem aici, prezența tinerilor astăzi, e un fenomen obișnuit în bibliotecă. În sala de lectură, după amiaza, este arhiplin. Foarte mulți dintre cei care studiază în Piatra preferă să vină să-și facă temele, să studieze aici, în bibliotecă, pentru că e un mediu propice. Mai avem, de altfel, joia, un cenacul de joi, coordonat de profesorul Adrian Geromila, scriitorul, care, în cenacul respectiv, e un club de idei. Vă invit să veniți, pentru că sunt convins că voi aveți foarte multe gânduri și idei și așteptări de la societatea românească, încât le puteți vorbi în cadrul organizat între voi, cei care sunt interesați. Ideea este că România este a voastră, nu a noastră, este a voastră. Trebuie să o preluați cu toată responsabilitatea. Vă propun să trecem, să citim ceva din cărțile din față. Îl invit pe Emil Nicolae întâi să citească un text. Eram cu o zi înainte de a mă urca în avionul spre Lisabona. La Piatra Neamț, dimineață, în gară. Aproape un fapt divers. Luni dimineață, după weekend, trenul picotește în gară. Și vaca paște iarba. Ce feristru cu ciocanul bate melancolic în roțile grele. Și iarba paște vaca. Bucurie reținută în vagoane când trenul pornește. Și vaca paște iarba. Întârzierea de 4 minute trece neobservat. Și iarba paște vaca. 2 kilometri, fum, fum. Și trenul se oprește brusc. Și vaca paște iarba. Abia acum un frison tulbură somnul pasagerilor. Și iarba paște vaca. O roată a luat foc de la un sabot de fren defect. Și vaca paște iarba. Alte minute se adaugă întârzierii inițiale. Și iarba paște vaca. Trenul pleacă mai departe, mai departe, încet, încet, și vaca paște iarba. Nimeni nu aude strigătul Europei furate cândva de un bou, și iarba paște vaca. Luni dimineața, aici în vagon, toată lumea e surdă. Și vaca paște iarba. Alți surdomuți deșartă pe mese obiectele lor inutile. Avem în dreapta pe Vlad Vlase, un profesor de limbă și literatură română, care vine din Basarabia, s-a stabilit la Piatra Neamț, a scos câteva cărți. Îl rog câteva puține cuvinte să ne spună de relația română-română sau relația limbă română pe care a simțit-o, resimțit-o trecând dintr-o parte în alta graniță. Mulțumesc. Mai ieri eram profesor, acum sunt pensionar, și mă întrebau la română, dar care e diferența între o carte citită și un comentariu adus de pe internet? Zic, mă, băieți, o carte citită e ca și cum ai săruta o fată în direct, iar comentariul ca și cum ai săruta-o prin sticlă. Este diferență? Au râs cu toții și au înțeles diferența. Ei, vreau să
Să vă spun că faceți parte din generația la care visez eu, generația noilor pașoptiști, care vor veni și din afară și voi de aici, sau voi veți pleca în afară și veți întoarce înapoi și veți face ordine în țara aceasta. Așa le spun și la Chișinău, noi pașoptiști, numai ei sunt salvarea noastră. Ei, despre cărți, nu sunt scriitor, sunt profesor de română, am cuchetat cu scrisul, am spus câteva cărți, dar una din ele se cheamă Un strop de iubire, dar stând alături de scriitori mari, zic și eu așa ca cineva din clasici, cartea mea e ca o apă, cartea lor e ca un vin bun. Ei, dar astăzi se mai bea și apă, poate uneori mai mult decât vin. Asta așa, ca fapt divers. M-am bucurat de ocazia când, uite, pământeanca mea chiar, suntem chiar vecini cu satele unde ne-am născut, m-a scos pe mine în lume, cum s-ar zice. Iată, eu, dacă ăștia de alături sunt, au fost toți trei întâi poeți și unul scriitori, eu am fost întâi publicist. Și tot publicist am rămas, dar un publicist care scoate și cărți. Faptul că sunt publicist, îmi plăcut ziarele după mine și acum. La Chișinău am întors la altă ieri de acolo, iată-ți ce prezintă. Ne prezintă pe Aura Cristi, o pagină întreagă de poezie. Iată. I-am făcut o surpriză și asta nu înseamnă că eu cunosc opera. Trebuie să spun Aura cu toată sinceritatea că nu am prea citit din opera Aurei Cristi și cred că și voi sunteți de acord cu mine și nu sunteți de vină nici voi, nici eu. Scriitorii mari, uneori mari scriitori stau în umbră și în față iese, cum spunea țăranul, păduchii, cei care vor să devină peste noapte cineva. Cartea mea, o găsesc la bibliotecă, un strop de iubire. Îmi spunea cineva că nu e un strop și că e aici o tonă de iubire, da? Dar vorbim de iubirea dintre aceste două țări românești. Și spun aici într-un motou, cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât ne înțelegem mai rău. Ia gândiți-vă bine. E o spus a mea, dar care mă doare pe mine și cred că o să vă doare și pe voi, pentru că sunt sigur că aveți prieteni în Basarabia. Dacă nu aveți, vă rog să vi-i faceți, să mergeți masiv la Chișinău și să vină la voi, la Piatra Basarabiei. Mulțumim lui Vlad Vlas. Da, se întâmplă ceva în lume, ați văzut și în America s-a întâmplat ceva. E mereu corectat acel politic corect. Votul popular modifică ceva, eu sunt convins că la Basarabia va câștiga Gutuia din fereastră. Aura Cristi este prozator, eseist, dar în primul rând poet. O invit pe poeta Aura Cristi să ne citească din poezia ei. Mulțumesc frumos! Pentru că ați vorbit de Basarabia, uitați-vă ce o să facem. O să citim câteva poeme care sunt ca niște rugăciuni. Sunt poeme inedite din cartea Geniul Inimii, o carte despre adevăr, o carte despre adevărurilor. Și poate să-mi spuneți dumneavoastră când vor veni întrebările, care este adevărul tuturor adevărurilor? Cartea asta să apară și va apărea ca supliment al revistei Contemporanul, conduse de marele romancier Nicolae Brevan și de subsemnata, în numărul 1 pe 2017. Lecția de libertate. Sfinți triști cu aure negre, ciuruiți de gloanțe sudalme, transformați în paznici ai grinelor, apoi în paznici ai armelor și soldaților, tratați cu evlavie de păsări și câini,
Sfinți trecuți prin furcile caudine, nefiresc de senini, apropiați și străini, învăluiți în aburul unui surâs abia înțeles, admirați în tăcere, strânși unii în alții, ca sufletul în suspin, ca valul crescut din miezul altui val, care ezită să-și tragă răcoarea din văzduh, din vulturi, din mal. Sfinți stinși aproape, cu privirile arzând, cu aripile lipite de trupul firav, apărat de sale, una din aceste aripi mi-a ținut de cald, mi-a fost cer, pe urmă pământ, în timp ce în curtea Sfintei Ctitorii l-am urmărit în tăcere pe Iisus, ceva de neînțeles, pe nisip desenând. Sfinți negri, cu rădăcina pierdută în negura unei aproape uitat mit, care spune că tristețea e cerul condorilor, speranța e aerul respirat de statuile de granit. Sfinți cu aură neagră am văzut la Iași, în mănăstirea Cetățuia. Erau adunați poeți din 13 sau 14 țări ale lumii, erau adunați poeți din toată România și am rămas fără grai. Am înțeles că mai este, după știința mea aici, declar informația parțială, mai este o biserică cu sfinți cu aure negre la Botoșani. Aurele au fost colorate în negru la îndemnul lui Nicolae Iorga, în semn de doliu pentru Mihai Eminescu. Eu nu cunosc o altă țară din lume unde sfinții să aibă fie aure negre, fie aure însângerate. Singura țară e România. Dacă greșesc, îmi asum eroarea. Dar mă îndoiesc. Sfinți cu aură neagră, tăcere în toate, se abate încet, liniștea peste culmi și coame line, de dealuri și ziduri și nouri, cine trece prin foc, sabie, cer, e profet, sau ceea ce buimac numim rătăcit, ferindu-ne privirile temător. Aici, de secole în vie și mori, aceiași sfinți surpați în taină și mit, sfinți cu aure negre, de departe veniți, în câteva ceasuri preasfinte au dat buzna în cetatea cu șapte coline, se roagă, ne aduc aminte tot ce au văzut în marea vieții, carte, lumina o răscolesc în morminte. Un poem de dragoste. Ce ești tu oare? Din care ierburi, luturi, carte, țară, cerul te-a adunat și mi te-a scos în cale ca pe o sfidare, ori ca pe o ispită, ce pare că răsare din duhul meu cules din scoici în mare. Existi cu adevărat tu oare? Și dacă da, de unde vii? Din ce grădin de chiparoșuri zei ai fost adus? Tu liniștea să-mi tulburi, să-mi dai nesom și vrajă, să adun tării din luturi și soarele întreg din struguri
Și în duh să mi le aduci când totul pare a fi pierdut de tot, purtat cum e în grabă, din ieră în altă ieră. O, știu, noi niciodată nu vom fi învingători, dar nici învinși. O, gura mea de aer, târzia mea, himeră. Vorbind de credință, o să citesc doi psalmi. Unul pentru evele de aici. Eu le-am făcut dreptate păsărilor, cerului alb, o bolte zvelte i-am zidit și atunci de ce tristețile mă împresoară când ochii nopții se deschid în iarbă, fântâni și mări, apoi târziu de tot în fiecare. Urșilor, leilor și cerbilor eu le-am făcut dreptate și am adunat copacii, zimbrii și plantele în mână. Era prima pădure de când lumea. Și atunci, de ce mă închid în somn ca morții în pământ și ca tăcerile străvechi în prunci? Pe tine, șovăind târziu, când seara fulgera tăcut și fioros l-a sfințit din coasta lui Adam, cântând, eu te-am cioplit. Și atunci, de ce-mi tulburi liniștea? Ce ai găsit în țipătul acela spre care depărtare din gura lui tot curgi și curgi? Și un psalm care mi-e foarte, foarte drag. Să nu te sperii, orice s-ar întâmpla. Iarba e la fel de verde ca altădată. Căzuți pe gânduri, pe gașii luminii, te răsfoiesc ca pe o carte. Și întârzie de parcă și-ar fi găsit liniștea într-o casă a nimănui. Să nu te sperii, toamna de semne, din ochii nu se știe cui. Totul se acopere de cenușa anilor, cad heruvim prea copți din cer. Zumzeie destinul, a venit vremea, se sparge cercul vârstei de fier. Să nu-ți fie teamă, sunt aici, te aștept în miresme, vulturi, culori. Acest drum de țară e mâna mea, călcată de tine de atâtea ori, de atâtea ori. Mulțumim, Aura Cristi. Între voi sunt viitori scriitori, sunt poeți tineri care scriu. Știți că acum două săptămâni am avut un festival de poezie tânăr la bibliotecă, 15 poeți foarte tineri, câțiva din Piatra Neamț, și am avut convingerea că poezia de mâine are viitor. Ideea este că noi scriem multă poezie, dar nu toată poezia poate fi citită. De asta sunt doar câteva texte pe care le pot citi în public, restul sunt în relația voastră directă cu cartea, cu cuta. Oameni
să se iubească s-a mai văzut. Dar cine a văzut cum se iubesc două cotlete? Pisici să se iubească pe acoperișuri s-a mai văzut. Dar cine a văzut cum se iubesc două chifle din aluat fraged? Turturele care să se iubească după ce au băut tăria bobului de rouă s-a mai văzut. Dar cine a văzut cum se iubesc ouăle dintr-o omletă? Două stele să se iubească în timp ce se dezlipesc de pe boltă s-a mai văzut. Dar cine a văzut cum se iubesc fructele dintr-o salată? De asta vă zic, fără dragoste nicio sămânță nu are gust, o pui pe limbă ca și cum ai încerca tăria cu cutii. Și încă un text. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate ca în lumea asta, de când e ea lume, o privighetoare să nu fi ucis o pisică. Tocmai îi învăța puii. Nu se poate. Nu se poate ca în lumea asta, care e așa de mare, cu o lovitură de coadă vreun pește să nu fi întors fluviul îndărăt. Nu se poate. Nu se poate ca în lumea asta, despre care știm atât de puține, într-o dimineață, în timp ce topeai soarele în cafea, să nu fi simțit brusc că e atât de târziu de parcă nu a fost niciodată. Nu se poate. Nu se poate ca în lumea asta, de când e ea lume, un om să nu fi luat în palme un bulgăre de pământ și să-l întrebe, nu vrei să fii din nou inima mea? Și nu se poate. Nu se poate ca în lumea asta, de când e ea lume, măcar odată, bulgările de pământ să nu fi răspuns da. Da, România citește, demonstrația a fost făcută astăzi, demonstrația o avem în fiecare zi când venim sau veniți la bibliotecă. Noi aducem scriitori importanți în bibliotecă pentru a demonstra că ei există. Spunea Vlad Vlas că nu sunt cunoscuți. Tocmai prin acțiuni de acest tip, prin manifestări de acest tip, devin cunoscuți. Sunt convins că veți merge în bibliotecă și veți căuta cărți semnate de Aura Christe, cărți semnate de Nicolae Prepan, cărți semnate de Emil Nicolae, de Vlad Vlas, de Nicolae Sava, de alții, Adriana pentru că... Eu sunt tot timpul aici, așa că eu intru în dialog foarte bine cu tinerii de astăzi. Scoatem și o revistă Conda, la care, dacă scrieți, vă invităm să colaborați, pentru că acolo sunt multe pagini care trebuie acoperite cu lucruri numai și numai de valoare. Mulțumesc profesorilor care vă coordonează și vă ajută să intrați în viață și știu că sunteți pe mâini foarte buni, uitându-mă la profesorii pe care îi cunosc. Salut pe Adriana Zemar. Și proiectul va continua și anul viitor, când vor veni mult mai mulți invitați în cadrul acestei manifestări aparte. Vă mulțumim dumneavoastră pentru participare.